Un bărbat de 53 de ani din orașul Năsăud a suferit arsuri foarte grave după ce a căzut într-un cazan cu țuică fierbinte. Acesta a fost preluat de un elicopter smurt și transferat la Clinica de Arș din București. Neatenția l-a costat scump pe un bărbat din Năsăud. Bărbatul s-a aplecat după o sticlă goală care a căzut în bazinul cu borhot pentru țuică, însă s-a dezechilibrat și a alunecat în lichidul fierbinte care abia ieșise din stația de rafinare. Acesta a suferit arsuri la nivelul mâinilor, picioarelor și toracelui. O ambulanță sosită la fața locului l-a preluat pe bărbatul rănit și l-a transportat la spitalul orășenesc Gheorghe Trifon din oraș. Medicii au decis că arsurile suferite de bărbat sunt mult prea grave pentru a putea fi tratate la Năsăud sau la spitalul județean de urgență din Bistrița, așa că a fost solicitat un elicopter care va transporta victima la spitalul de Arș din capitală. Echipajul de terapie intensivă mobilă a preluat victima de la Năsăud și a plecat de urgență spre Cluj-Napoca, de unde a fost preluat de avionul smurd și transportat la Clinica de Arș din București. Polițiștii din Năsăud au început o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a petrecut accidentul.